Salutare și bun găsit la un nou joculeț pe canal. Bine v-am găsit la State of Decay 2. State of Decay 2 este un joc destul de nou care a apărut în urmă cu vreo 4 luni, iar precedentul său, State of Decay 1, a apărut în urmă cu vreo 5 ani. Am mai discutat despre State of Decay 2 și am mai și jucat în anumite streamuri State of Decay 2. Nu știu dacă ați urmărit acele streamuri. Este un joc, bineînțeles, post-apocaliptic, cu zombii de supraviețuire și cu community management, ceea ce asta îl face să fie un joc destul de unic față de celelalte jocuri. Hai să ne alegem niște caractere de început. Ăștia o să fie primii noștri survivori. Am jucat ceva mai mult jocul ăsta, să zicem că am jucat undeva la 12-15 ore, cred, în total. Și am mai spus abonaților că jocul ăsta mi se pare un eșec total. Cumva încă mai păstrez acea vorbă, un eșec, dar nu total. Pentru că, efectiv, au trecut 5 ani și după 5 ani ei nu au fost în stare să ne aducă totuși ceva mai bun. Din 2013 și până în prezent, ăștia de la, cum să o numi firma asta, nu au reușit să lanseze un joc care să arate mai bine. Totuși, are mult mai multe îmbunătățiri decât celălalt joc și o să le discutăm pe fiecare în parte. Dar hai să ne alegem niște caractere, nu putem să alegem random. Asta e partea nașpa. Trebuie să ne alegem ceva care să fie și bun. Asta cred că sunt ok. Este un upgrade grafic, asta e clar, arată mult mai bine, grafic, vizual, arată mult mai bine. Controlele nu mai sunt așa de tâmpite, dar totuși jocul are destul de multe bug-uri, anumite bug-uri care totuși mă enervează. Foarte mult, foarte, foarte mult mă enervează bug-urile alea și nu pot să trec de ele. Și să le menționez imediat. Ok, that is disgusting. It looks like it's oozing blood from every pore. Bugurile, unul dintre buguri este la controle. La un moment dat caracterul efectiv e incapabil să lovească ca lumea. Deci dai în zombiul respectiv și efectiv caracterul merge în gol. Nu știu dacă se va mai întâmpla chestia asta. Dar mi s-a întâmplat de foarte multe ori, în momentul în care aveam un survivor care era înconjurat de zombie, efectiv dădeam în ei, iar el efectiv dădea pe lângă. Nu știa, nu era în stare să dea în ei. Nu știu dacă s-a mai întâmplat și la alți jucători, sau numai mie se întâmplă, sau nu, e numai din cauza variantei cracked, pentru că și variantele cracked vin cu bug-uri. De ce nu? Așa. Ați observat că eu m-am uitat la niște skill-uri acolo. E bine, fiecare survivor în parte are un anumit set de skill-uri foarte interesante, ca să spunem așa. De ce sunt interesante? Pentru că, observați aceste steluțe. În momentul în care eu, spre exemplu, la cardio, da? Am aici skill-ul de cardio. În momentul în care fug, skill-ul acesta de cardio se dezvoltă mai mult, ca să zic așa. Se upgradează. Și în momentul în care atingi numărul maxim de steluțe, ai posibilitatea să-ți alegi o specializare a skill-ului respectiv. Și specializarea respectivă îți aduce anumite avantaje. După care poți să faci din nou numărul maxim de steluțe și acolo se oprește. Acesta este inventarul. Un inventar destul de simplu, nu nimic complicat. Așa. Harta, din păcate, nu putem să o deschidem, dar ce este interesant la acest joculeț este că există posibilitatea, ai posibilitatea să mergi pe mai multe hărți, ca să zicem așa, în mai multe teritorii, să mergi în mai multe zone. În State of Decay 1 aveai o hartă mare și aia era harta. Ei bine, de data asta avem o hartă relativ măricică
Și avem și posibilitatea să descoperim noi teritorii, noi hărți, noi orașe și toate chestiile astea. Ceea ce e foarte, foarte interesant. Sunt foarte sevești zombii ăștia de aici. N-a pus să le dai o bucată, că imediat sar pe tine. N-ai murit, mă. Asta cândva a fost o bază foarte, foarte, foarte mare. De fapt, un oraș foarte, foarte, foarte mare. În care existau mai multe comunități, ca să zic așa. Fiecare persoană era băgată într-o anumită comunitate. Și acea persoană din acea comunitate nu avea voie să interacționeze cu alte persoane din alte comunități. Mâncarea era raționalizată, nimeni n-avea voie să fure. Fiecare primea o cantitate anumită de mâncare. A, uite, asta. Caracterul efectiv moare, iar asta nu e în stare să dea în zombie. Weird. Și sunt mai multe bug-uri. Uite, avem aici și o foiță. Aici e o foiță cu reguli. Foarte interesant. Deci, fără focuri, vandalism sau comportament inappropriate. Fără zgomote mari după stingere. Supplies-urile, obiectele neautorizate vor fi confiscate. Nu folosiți băile și alte facilități în zilele de igienă. Nu, în non-zilele de igienă. Deci la ăștia existau anumite zile în care oamenii n-aveau voie să facă baie, n-aveau voie să facă duș, n-aveau voie, cred că n-aveau voie să gătească, n-aveau voie să facă absolut nimic. Uite, un alt bug. Și gândiți-vă că chestiile astea se întâmplă chiar în cele mai... în cele mai critice momente, în cele mai nenorocite momente, când ești plin de zombie și efectiv vrei să scapi de ei. E, în momentul acela apare cât un bug de ăsta nemernic, care îți distruge tot. Iar asta a fost mușcată de un zombie din acela cu ochi roșii. Zombii ăștia cu ochi roșii sunt mai noi în jocul ăsta. În State of Decay 1 nu existau asemenea zombie. Existau niște zombie, de fapt, da, existau zombie pe parcursul nopții care aveau ochii roșii, dar nu aveau cu nimic mai special. E bine, zombii cu ochi roșii în jocul ăsta îți infectează caracterele și trebuie să te chinui să faci un leac ca să vindești caracterele, altfel o să-ți moară. Ei, dacă sunt mușcați de către zombii normal, nu se întâmplă absolut nimic. Dar dacă sunt mușcați de către zombii din aceia cu ochi roșii, blood zombie, îți mor. Și înainte existau case cu... Ce ăsta este? Un screamer? A fost un screamer? Dacă foarte mulți zombii nu sunt. Sunt 3. Putem să-i melestim. Am bătut și mai mulți. Orders from the top. The brass pulled the whole operation. The army's gone. Period. Except for a few of us who stuck around to protect stragglers like you. Not to alarm you, but I feel like I might be dying here. What are her symptoms? She was bitten by this bloody zombie. I think maybe it's infected. I've seen this before. It's more than just an infection. There's a doctor at the SMB. Okay. Find him. Tell him I sent you. Da. Voiam să spun că acum există case de zombii din aceștia infectați. Înainte existau case cu zombii infectați normal, iar acum sunt case cu zombii din aceștia cu ochi roșii. Și efectiv trebuie să distrugi o chestie mare roșie, un fel de inimă, de chestie, care pe măsură ce ia damage spawnează mai mulți zombie și după ce o distrugi toți zombii se despawnează. Ar fi foarte interesant dacă am putea să facem o serie cu acest joc
Și ar fi foarte interesant dacă am reușit să atingem 50 de aprecieri ca să văd și eu dacă vă place acest joc și merită să facem o serie cu acest joc. Sunt foarte multe chestii pe care putem să le facem în jocul ăsta, nu te plictisești foarte curând de el, cu toate că este cam repetitiv, adică același lucru trebuie să-l faci mereu, trebuie să aduni supplies-uri, trebuie să le duci la bază, trebuie să-ți mulțumești grupul tău de oameni. Poți să construiești tot felul de chestii și trebuie să construiești tot felul de chestii. Crafting table-uri și alte nebuneli de-astea. E repetitiv, dar totuși cumva nu e repetitiv, pentru că tot timpul ai câte ceva de făcut. Nu te plictisești. Și în momentul în care tu crezi că ai liniște, te asediază zombie. Te asediază cât un val de ăla de zombie. You know I can't leave Terry. If you stay, I have to stay. Then we both die. Terry's gone. But this woman still needs your help. I know you're right. Just give me a second. I understand. Don't take too long though. Before we go, I need your help. That thing in the cage. It was a person once. Îmi place că acum ăștia au reușit să rezolve gurile la personaje. În State of Decay-ul din 2013, efectiv, caracterele vorbeau, dar gura ori nu-i vorbea, ori îi se mișcau buzele când nu mai scotea omul niciun sunet. Nu știu, era foarte, foarte buggy și foarte ciudat. Și controlele erau ciudate, pentru că jocul respectiv a fost făcut pentru Xbox. Mă rog, și jocul ăsta, și State of Decay 2 e Xbox exclusive. Dar de data asta a fost lansat și pentru Windows 10, din fericire. Așa, acum că plecăm cu mașinuța, o să trebuiască să ne alegem un loc în care să ne punem baza. Eu, în salvările mele, mergeam town on the plateau. Hai să mergem town in the valley. De ce nu? Ok, you're driving. Everyone else load in. I don't know how long we can last without the army around. Don't give up on me. If we stick together, we can survive anything. Nu știu dacă de fiecare dată e o hartă diferită. Am mai încercat să mai filmez jocul ăsta și a fost un eșec total și am ales tot același oraș. Și am fost surprins să văd faptul că e o hartă diferită. Mă așteptam să fie aceeași hartă, zic. Hai că sunt obișnuit cu locațiile, sunt obișnuit cu asta, sunt obișnuit cu asta, altă. Dar, spre surprinderea mea, nu a fost aceeași hartă și totul a fost nou. Da. Trebuie să găsim o casă, am înțeles. Saw a decent home site on our way through town. Finding a new base should be our top priority. Așa. Asta e, da, e aceeași hartă. Deci asta e harta. Îmi place că avem mai multe ieșiri. Avem 1 2 3 4 4 ieșiri diferite și pe măsură ce progresăm, vom avea posibilitatea să descoperim noi comunități pe noi hărți, ca să spunem așa. Și în State of Decay-ul ăsta, nu știu dacă în celălalt aveai posibilitatea asta, dar în State of Decay-ul ăsta există comunități. După câte vedeți aici, The Homestead. Ok. Așa, comunități. Și cu acele comunități poți să fie aliat, fie ostil. Dacă ești ostil, acele comunități te vor ataca, vor veni la tine și îți vor jefui itemele și chestiile astea. Și același lucru poți să-l faci și tu. Poți să te duci și tu și să le melestești tot, să-i distrugi de tot. Sau
poți să-i faci aliați și să menții niște relații bune și să ai anumite posibilități, cum ar fi airdrop-uri gratuite și habar n-am, asalt aerian și alte nebuneli de-astea. Și ulterior, dacă menții aceleași relații bune, vei avea posibilitatea să îi recrutezi pentru comunitatea ta. Și o chestie care mă enervează la jocul ăsta, înainte, în State of Decay-ul precedent, aveai posibilitatea să... uite unde era. Aveai posibilitatea să cauți survivor, care acei survivori fie aparțineau unei comunități, fie erau singuri. Și dacă erau singuri, de cele mai multe ori, puteai să iei la tine în echipă. Ei bine, aici toată lumea, dar absolut toată lumea, se află într-o echipă. Și de cele mai multe ori, acea persoană îți cere să faci ceva. Bă, du-mă și pe mine acasă sau ajută-mă să lutez și eu chestia asta și primești ceva. Și trebuie să te chinui să menții o relație bună cu acea comunitate, dacă vrei ca ulterior să-i recrutezi. Dacă să-i recrutezi, trebuie să te chinui foarte mult să menții relațiile cu ei și să nu refuzi practic niciun quest care îți vine de la acea comunitate. Și o să-ți vină quest-uri multe. Hey Doc, we found a spot that should work well as our new base. Perfect. Pe măsură ce avansăm, avem posibilități multiple. Putem să ne schimbăm baza, putem să climbăm anumite teritorii care să ne servească drept outpost. Și acele outposturi ne aduc anumite avantaje. Asta e foarte drăguț. După câte vedeți, aici sunt toate resursele noastre: mâncare, medicină, muniție și arme, materiale de construit și combustibil pentru mașini. Iar asta reprezintă reputația sau creditele, ca să spunem așa. În comunități, ca să cumperi anumite obiecte, ai nevoie de reputația aceasta. Și ca să chemi airdrop-uri și să ți se dea spoturi pentru locuri de asta de lutuit, ai nevoie de reputația asta. Iar asta este baza noastră. Asta este managementul bazei noastre. Pentru început, o să reparăm master bedroom-ul. Ok. Asta e zona de dormit și o să fac undeva, nu știu unde. Vreau să fac un infirmary, dar pentru asta avem nevoie de mai multe materiale. Hai să mergem să lutăm, ca să vedeți și cum funcționează principiul. Cei care v-ați mai uitat la streamurile în care făceam State of Decay 1, deja probabil știți despre ce este vorba. Deja cam știți procedura, dar o să facem ca și când n-am mai fi făcut niciodată. Unde e mă asta? Vorbim cu doctorul despre pacientul nostru bolnav. A, uite-l. Era ca un negru aici, la întuneric. Camuflat. Cell tower, unde e asta? Ok. A, uite. Mie mi-a arătat ca pe o căsuță. Anumite clădiri conțin anumite resurse, ceea ce ar cam trebui să fie evident. Spre exemplu, un restaurant conține mâncare și anumite piese. O benzinărie întotdeauna o să conțină chestii de-astea de combustibil și kituri de reparat mașini. Și e interesant că în State of Decay-ul ăsta, mașinile au benzină. Benzina se poate consuma. În State of Decay-ul ălalt puteai să mergi cu o mașină la infinit. Atâta timp cât nu bulei, erai ok? Aici există benzină și nu poți să mergi la nesfârșit. Principiul de survey e același ca în
ca în State of Decay 1, mă uit la obiectul respectiv și descoper locații noi pe care le marchează, bineînțeles, pe hartă. Și așa știu și eu ce se află în zona aia. Așa știu și eu ce să caut. Now that could turn out to be a sweet ride. Mamă, dar foarte multe locații sunt aici. Oh my god. Cât mai spotuiesc, incredibil. Uite, aia e o casă de zombie de aia infectați. E cam de vreme să se spawneze așa ceva. Nu mă așteptam să-mi spawneze o chestie de aia din prima. În casa aia există acei zombie cu ochii roșii și există ca o inimă acolo în interior pe care trebuie să o distrugi și pe măsură ce tragi în ea spawnează mai mulți de aia și îți primești și tu mare damage. Cel mai ușor arunci cu bombe în ea. Stai afară și arunci cu bombe. Uite că am făcut nivel maxim la cardio și acum am posibilitatea să mă specializez ori pe acrobatics, ori pe maraton. Sprinting costs less stamina and fatigue occurs more slowly. Acrobatics. Așa. Și hai să vedem. Avem nevoie de materiale de construit. Pentru asta trebuie să mergem. N-avem unde să mergem. Uite aici. Să o căutăm și aici, să vedem ce găsim. Super. Un backpack. Așa. Și unde mai e? Mai e un container, dar unde? Ah, uite. Pitită de mine. Nice. Așa. A, nu merg bine. Aici e. Mamă, ce munte mare. Outposturile nu sunt altceva decât safe house-uri, puncte în care nu se spawnează zombie și clădiri care îți aduc anumite beneficii. Spre exemplu, dacă climezi ca și outpost un restaurant, în fiecare zi vei primi câte o pizza de asta, câte o unitate de aia de mâncare. La fel funcționează și pentru celelalte clădiri. Anumite clădiri îți aduc posibilitate de airstrike. Să bubui zombie cu bombe din cer. Perfect. Bun, dar foarte savage sunt zombie aici. În celelalte salvări nu erau așa de savage. Nu te atacau chiar așa în ultimul hall. Acum văd că ăștia sunt foarte savage. Hey, toolkit. Asta e foarte bun. Pentru reparat mașinuța. În momentul în care avem Bartai rucsacul cu materiale, nu poți să fugi chiar atât de repede și nu poți să faci chiar atât de multe lucruri. Unde e mama aia? Uite că nu mai găsesc casă. Interesant e că harta e diferită, dar casa e exact aceeași casă. Ca pe celelalte hărți, ca pe celelalte sarvări. Nu s-a schimbat cu nimic. Asta e. Gata, am adus materiale de construcții, băieți.
Așa, rucsăcelul îl lăsăm aici. Și acum putem să construim o infirmerie. Infirmary. Da, un minut, îți dai seama cât durează. Asta e radio și aici, de aici pot să chem anumite chestii. Și jocul îmi place că mă oferă gratuit, îmi oferă niște chestii de astea. Asta de fapt nu știu dacă sunt de la joc sau sunt de la crack. Cred că sunt de la crack. Sunt dropuri de cutiuțe cu anumite chestii gratuite. Și de obicei jocul ăsta nu prea îți oferă nimic gratis. Trebuie să te chinui pentru orice. Așa, curățăm locul ăsta. Aici în front yard aș vrea să-mi fac un turnuleț de pavăză, dar în același timp am nevoie și de o fermă ca să... A, asta e. Credeam că aia e. Așa. Noi avem în momentul de față, avem 4 mostre de Blood Plague și avem nevoie de încă o mostră. Oameni buni, aici se încheie gameplay-ul. Cam asta ar fi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, bineînțeles, apăsați și voi butonașul de like. Ar fi minunat dacă am reușit să strângem 50 de aprecieri ca să facem o serie. Sunt foarte multe lucruri pe care putem să le facem în jocul ăsta și lucruri pe care vreau să vi le arăt. Vreau să le filmăm, să ne facem o serie. Sper că o să putem să strângem 50 de aprecieri. Să-mi spuneți părerea voastră despre jocul acesta și despre gameplay-ul meu, comentariul meu. Cum a fost? V-a plăcut? Nu v-a plăcut? A fost ok? N-a fost ok? Eu vă mulțumesc foarte mult și să aveți o zi faină.